Bine ați revenit la cursul de curent alternativ. Azi vom vorbi despre producerea curentului alternativ. În primul curs ați văzut fenomenul de inducție electromagnetică, pentru că producerea curentului alternativ se bazează pe acest fenomen. Vă propun să-l revedem și să observăm încă o dată ceva foarte important. Ați putut observa, deci, că atunci când magnetul este în mișcare și numai atunci când este în mișcare față de bobină, se induce o tensiune electromotoare. Apare fenomenul de inducție electromagnetică. Mai mult decât atât, ați observat că atunci când magnetul se apropie de bobină, avem o tensiune de un anumit sens, cu o anumită polaritate, și când magnetul se îndepărtează, avem o tensiune de polaritate opusă. Deci atunci când inducția magnetică în care se găsește bobina crește, avem o anumită polaritate a tensiunii, iar atunci când magnetul se îndepărtează, ceea ce înseamnă că inducția magnetică scade, avem o altă polaritate a tensiunii. Repet, fenomenul de inducție electromagnetică nu apare dacă magnetul este în repaus, ci doar dacă îl mișcăm, pentru că atunci când îl mișcăm, o parte din energia lui cinetică, prin fenomenul de inducție electromagnetică, se transformă în energie electrică. Evident, pentru a obține un curent indus în circuit, trebuie să apară o tensiune electromotoare indusă, pentru că un curent apare într-un circuit dacă avem o tensiune. Tensiunea este cauza curentului și nu invers. Iar legea lui Faraday, legea inducției electromagnetice, spune că tensiunea indusă apare doar dacă avem o variație a fluxului magnetic în circuit. Am spus și în primul curs și spun din nou pentru că e foarte important, nu ajunge să avem un câmp magnetic pentru a obține inducție electromagnetică, adică pentru a obține o tensiune indusă, trebuie să avem un flux magnetic variabil. Dar cum poate varia un flux magnetic? Să ne imaginăm un circuit în formă de dreptunghi, așa cum vedeți în desen, care se găsește într-un câmp magnetic uniform de inducție B. Vectorul suprafață, l-am definit în primul curs, notat în desen cu S, este cel cu ajutorul căruia definim fluxul magnetic prin acest circuit. Și anume, fluxul este produsul scalar dintre vectorul B și vectorul S. Adică este B ori S ori cosinus de alfa, unde alfa este unghiul pe care îl fac liniile de câmp cu normala la suprafața circuitului cu vectorul S. Și acum putem răspunde la întrebarea cum putem face ca un flux magnetic să varieze pentru a obține o tensiune electromotoare indusă. Formula ne arată că fluxul depinde de trei lucruri: de inducția câmpului magnetic, de area suprafeței închisă de circuit și de unghiul alfa, care, repet, este unghiul dintre liniile de câmp și normala la suprafața cadrului. Dacă vrem ca fluxul să varieze, înseamnă că trebuie să varieze măcar una dintre aceste trei variabile. Sau inducția magnetică, sau area închisă de circuit, sau unghiul pe care îl face normala la circuit cu liniile câmpului magnetic. Până acum am provocat o variație a fluxului prin variația inducției magnetice, adică prin apropierea magnetului de bobină măresc inducția câmpului magnetic prin bobină, prin firele bobinei și prin miezul bobinei, iar prin îndepărtarea magnetului micșorez inducția magnetică. Dar e mult mai simplu să modific unghiul dintre suprafață și liniile de câmp. Cum? Rotind circuitul. Pentru că odată cu circuitul se rotește și normala la suprafața circuitului. Și atunci, dacă liniile de câmp au, să zicem, această orientare, prin rotirea circuitului, unghiul dintre liniile de câmp și vectorul S se va schimba tot timpul, atâta timp cât se rotește circuitul, ceea ce înseamnă că voi avea un flux magnetic variabil și că va apărea o tensiune electromotoare indusă. Să analizăm felul în care variază fluxul magnetic prin circuit în timpul rotirii acestuia cu viteză unghiulară constantă. Voi nota valorile fluxului pe acest grafic, flux funcție de timp, pe care am trasat cu linie punctată valorile de maxim și minim ale fluxului. Care sunt acestea? Cosinusul are valoarea maximă 1, ceea ce înseamnă că fi maxim va fi B ori S, și are valoarea minimă minus 1, ceea ce înseamnă că fi minim va fi minus B ori S. Și am trasat, așa cum v-am spus, cu linie punctată, două drepte care ne arată până unde va ajunge graficul, atât la maxim, în cazul de maxim, cât și în cazul de minim. Axa orizontală este axa timpului și graficul se întinde de la t egal cu 0 până la timpul unei perioade, notată t mare, adică timpul necesar efectuării unei rotații complete. Vedeți marcate pe grafic momentele t egal cu 0, t pe 4, adică un sfert de perioadă, t pe 2, jumătate de perioadă, 3 t pe 4, 3 sferturi de perioadă și t mare perioada. Să presupunem că circuitul are forma unui dreptunghi și închide o suprafață de arie S, așa cum vedeți în desen. Puteți vedea și vectorul suprafață. Vă amintesc că acesta este perpendicular pe aria închisă de circuit și are modulul proporțional cu această arie. Să începem din această poziție în care vectorul S are aceeași orientare cu inducția magnetică, ceea ce înseamnă că unghiul alfa dintre cei doi vectori este 0. Și atunci fluxul are valoarea maximă pentru că am cosinus de 0, care e 1. Înseamnă că, deoarece la momentul T0 fluxul are valoarea maximă, graficul va pleca din acest punct. După ce cadrul se rotește un sfert de cerc, unghiul alfa capătă valoarea de 90 de grade. Dar cosinus de 90 de grade este 0, înseamnă că în acest moment fluxul are valoarea 0 și că pe grafic avem acest punct pe care îl vedeți marcat cu săgeată. Deci fluxul a scăzut de la valoarea maximă la 0, dar ce formă are graficul? Cea a funcției cosinus, pentru că este singura funcție trigonometrică pe care o avem în formula noastră. Deci vom avea această formă a graficului pe care o vedeți acum. După ce cadrul se rotește încă un sfert de cerc, vedeți desenul corespunzător, unghiul alfa capătă valoarea de 180 de grade, iar cosinus de 180 de grade este minus 1, ceea ce înseamnă că acum fluxul are valoarea minimă. Deci pe grafic vom avea punctul marcat de săgeată și graficul continuă așa cum vedeți acum. După ce cadrul se rotește încă un sfert de cerc, unghiul alfa capătă valoarea de 270 de grade și cosinusul este din nou 0, așa că fluxul are din nou valoarea 0 și pe grafic avem acest punct prin care va trece graficul fluxului și graficul arată așa cum vedeți acum. Și în fine, după ce a făcut un cerc complet, deci a trecut timpul T mare, o perioadă, unghiul este de 360 de grade și cosinusul are din nou valoarea 1, deci avem din nou valoarea maximă a fluxului, așa cum vedeți în desen, și povestea se repetă atâta timp cât avem o mișcare de rotație cu viteză unghiulară constantă a circuitului nostru în câmpul magnetic de inducție B. Concluzia celor spuse până aici este următoarea. Dacă un circuit se rotește cu viteză unghiulară constantă într-un câmp magnetic uniform, în așa fel încât axa de rotație este perpendiculară pe liniile câmpului magnetic, atunci fluxul magnetic prin suprafața circuitului variază armonic. Dacă ați uitat ce înseamnă variația armonică, vă recomand să vedeți sau să revedeți cursul de oscilații și unde. Acum vă amintesc doar că o variație armonică poate fi descrisă în timp cu ajutorul funcției sinus sau cosinus. Cum putem descrie fluxul prin circuitul nostru în funcție de timp? Foarte simplu, dacă ținem seama de faptul că alfa este omega ori t, viteza unghiulară înmulțită cu timpul. Și atunci fluxul va fi B ori S ori cosinus de omega t. Și într-adevăr observăm că graficul care ne arată variația fluxului în funcție de timp este de fapt graficul funcției cosinus. Sigur, înmulțită cu constanta B ori S. Deci graficul pe care îl vedeți este de fapt graficul acestei funcții de timp a fluxului. Avem deci această variație în timp a fluxului magnetic printr-un circuit care se rotește cu viteza unghiulară omega constantă într-un câmp magnetic de inducție B. S este aria închisă de circuitul respectiv. Dar pe noi ne interesează tensiunea care se induce. Din moment ce avem un flux variabil, înseamnă că trebuie ca în circuitul nostru să se inducă o tensiune electromotoare care, conform legii lui Faraday, are expresia E este egal cu minus delta phi supra delta t. Dacă vrem să vedem valoarea instantanee a acestei tensiuni, atunci trebuie să punem condiția delta t tinde la 0, ceea ce înseamnă că E va fi minus d phi pe dt, dar din punct de vedere matematic, asta înseamnă de fapt că tensiunea indusă prin fenomenul de inducție electromagnetică este prima derivată de funcție de timp a fluxului, luată cu semnul minus. Și deoarece fluxul are expresia B ori S ori cosinus de omega t, derivata lui d phi pe dt, derivata lui funcție de timp, va fi omega ori B ori S ori sinus de omega t, dar cosinus derivat este minus sinus, deci avem un semn minus în față. Și atunci tensiunea E va avea expresia, am și aici minus și aici, deci până la urmă voi avea o valoare pozitivă, omega ori B ori S înmulțit cu sinus de omega t. Aceasta este expresia tensiunii care se induce în circuitul care se rotește prin fenomenul de inducție electromagnetică și ea este o tensiune alternativă. De ce? Pentru că sinusul ia atât valori pozitive cât și valori negative, ceea ce înseamnă că în timp această tensiune va avea polaritatea schimbătoare. Va avea câtva timp o anumită polaritate, apoi altă polaritate și așa mai departe. Produsul omega ori B ori S este valoarea maximă a tensiunii induse, adică este E maxim. Și atunci putem scrie această relație, E este egal cu E maxim ori sinus de omega t. Să vedem dacă acest produs ne dă ca unitate de măsură voltul. din moment ce el trebuie să fie o tensiune, și anume valoarea maximă a tensiunii induse, unitatea de măsură pentru tot produsul respectiv trebuie să fie voltul. Deci valoarea maximă a tensiunii induse este dată de produsul omega ori B ori S. Omega știm că este 2πν, deci trebuie să aibă aceeași unitate de măsură cu frecvența, adică 1 pe secundă, secundă la minus 1 hertzul. Deci avem pentru omega 1 pe secundă, înmulțit cu unitatea de măsură pentru inducția magnetică este Tesla, dar Tesla înseamnă Newton pe amper ori metru. Iar aria se măsoară în metri pătrați. Atunci, metrul se simplifică odată, Newton ori metru este joule, iar joule pe secundă este watt, putere. Deci, deocamdată am watt pe amper. Dar puterea, în cazul energiei electrice, este produsul dintre tensiune și intensitate. Așa că, în loc de watt, putem scrie volt ori amper. Supra amper, amperul se simplifică și, într-adevăr, obținem unitatea de măsură volt. Deci, produsul omega B ori S este valoarea maximă a tensiunii induse. Să vedem cum variază în timp această tensiune, să urmărim pe grafic variația ei, folosindu-ne de relația E este egal cu E maxim înmulțit cu sinus de alfa, pentru că pe desen vedem unghiul alfa. La momentul T0, deoarece sinusul are valoarea 0, tensiunea va fi și ea 0. Graficul pleacă, deci, din acest punct. La momentul T mare pe 4, alfa are valoarea 90 de grade, deci tensiunea indusă va avea un maxim, deoarece sinus de 90 de grade este 1. Și atunci avem această variație a tensiunii pe primul sfert de rotație. La momentul T mic egal cu T mare supra 2, alfa are valoarea de 180 de grade, deci tensiunea indusă va fi 0, sinus de 180 este 0. Graficul va trece prin acest punct și acum îl vedeți. Iar la momentul T egal cu 3, T mare supra 4, alfa are valoarea 270 de grade, deci tensiunea indusă va avea un minim, deoarece sinus de 270 de grade este minus 1. Deci graficul arată în continuare așa. Și în fine, la momentul T mic egal cu T mare, adică după ce s-a efectuat o rotație completă, pentru că unghiul alfa are acum 360 de grade, avem din nou valoarea 0 pentru sinus și avem din nou valoarea 0 și pentru tensiunea indusă. Deci graficul pe timpul unei perioade arată așa cum îl vedeți. Vă amintiți că atunci când apropiam magnetul de bobină, adică atunci când fluxul creștea, tensiunea indusă avea o anumită polaritate. Iar când îndepărtam magnetul de bobină, adică atunci când fluxul magnetic scădea, tensiunea avea polaritate opusă. Exact același lucru se poate observa și din graficul nostru. De la momentul T egal cu 0 până la T mare pe 2, fluxul scade, vă rog să observați pe grafic, iar tensiunea indusă are valoare pozitivă, partea marcată cu roșu. În timp ce de la momentul T mare pe 2 până la momentul T mare, fluxul crește și tensiunea are valoare negativă, este partea marcată cu albastru. Deci o tensiune alternativă are această expresie și este caracterizată de valoarea maximă și de frecvență. Frecvența se găsește în pulsație, în omega. Deoarece polaritatea tensiunii se schimbă de 2 ori în fiecare perioadă, așa cum puteți vedea pe grafic, înseamnă că tensiunea alternativă își schimbă polaritatea în fiecare secundă de 2 ori nu ori. Adică în cazul curentului alternativ pe care îl folosim, care are frecvența de 50 de Hz, de 2 ori 50 de 100 de ori. Să notăm. Într-un videoclip din seria celor care prezintă experimente, veți putea vedea în curând, cu ajutorul unui model de alternator, generarea tensiunii și curentului alternativ. Dar întâi este foarte important să înțelegem teoria fenomenului, de aceea azi vă voi arăta o animație realizată de domnul profesor Walter Fendt. Îi mulțumesc din nou pentru permisiunea de a-i folosi animațiile. Vă rog să observați întâi că un capăt al conductorului care se rotește în câmpul magnetic al unui magnet este legat la un inel colector, iar celălalt la alt inel colector, iar un rezistor R mare este legat și el la inele. Voltmetrul măsoară tensiunea pe rezistorul R mare, aceeași cu tensiunea indusă în circuitul care se rotește. Observați de asemenea că valorile extreme ale tensiunii se obțin atunci când cadrul este paralel cu liniile de câmp, deoarece în acele momente viteza de variație a fluxului este maximă. În acele momente variația fluxului este cea mai puternică. În schimb, în momentele în care cadrul este perpendicular pe liniile de câmp, tensiunea indusă este 0, deoarece și viteza de variație a fluxului are în acele momente valoarea 0. Puteți de asemenea să observați cum tensiunea indusă își schimbă polaritatea de 2 ori în fiecare rotație completă, lucru care se observă și în graficul nostru. Dar mai trebuie să observăm ceva foarte important. Sus puteți vedea graficul tensiunii induse, să vedem ce se întâmplă dacă mărim turația. Graficul și voltmetru ne arată că se întâmplă două lucruri. Odată crește, evident, frecvența tensiunii alternative. Oscilațiile acului sunt mai rapide. Dar se mai întâmplă ceva. Crește și valoarea maximă, E maxim. De ce? Pentru că E maxim, vă aduceți aminte, este produsul dintre omega, B și S. Deci depinde de viteza unghiulară a circuitului. Odată cu creșterea vitezei unghiulare, crește și viteza de variație a fluxului prin circuit, iar legea lui Faraday ne arată că tensiunea indusă este proporțională cu viteza de variație a fluxului. Să observăm fenomenul dacă mărim și mai mult turația, iar în final dacă o micșorăm. Tensiunea alternativă despre care am vorbit apare în circuit chiar dacă circuitul este deschis. Adică la bornele lui avem această tensiune, așa cum vedeți în desen. Dar dacă circuitul este închis sau este legat la un circuit exterior, atunci apare și un curent, care va fi un curent alternativ. Un curent care își schimbă sensul periodic, pentru că tensiunea care îl produce își schimbă polaritatea periodic. Și atunci expresia acestui curent va fi identică din punct de vedere matematic cu expresia tensiunii alternative, adică I va fi egal cu I maxim înmulțit cu sinus de omega t. Iar valoarea lui I maxim se poate calcula cu ajutorul legii lui Ohm. Adică împărțind valoarea maximă a tensiunii la rezistența totală a circuitului. A circuitului nostru sau dacă e legat la un circuit exterior, rezistența totală. Și avem un curent care variază în timp după această relație și îl putem reprezenta și pe el pe graficul nostru Dacă reprezentăm întâi valorile lui extreme, liniile punctate desenate cu verde, atunci forma graficului intensității este cea desenată cu verde. Și am obținut în acest fel un curent alternativ. Valorile E mic și I mic se numesc valori instantanee, pentru că depind de timp. Se schimbă de la moment la moment. Înainte de a încheia acest curs, vreau să vă informez în legătură cu ce veți putea găsi pe acest canal în viitorul apropiat despre curentul alternativ. În cursul teoretic următor voi vorbi despre valorile efective ale tensiunii și intensității în cazul curentului alternativ și vom începe să studiem circuitele de curent alternativ. Într-un curs de aplicații voi vorbi despre curentul alternativ trifazat. Iar în cadrul videoclipurilor care prezintă experimente, veți putea vedea practic ceea ce azi ați văzut doar printr-o simulare, și anume producerea curentului alternativ. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!